Hei, hei, hei! Așa cum spune și în titlu, am să vă răspund la unele întrebări pe care mi le-ați trimis atât pe Facebook cât și pe Instagram. Și să începem cu cele de pe Facebook. O întrebare foarte comună și foarte des întâlnită. Și chiar aici la început, mă repet, pentru cei care sunteți noi pe acest canal, citiți descrierea la clipurile de video. Găsiți acolo două linkuri cu întrebări și răspunsuri. Întrebări și răspunsuri, un clip pe care am făcut-o în 2017 și un clip pe care am făcut-o în 2019. Găsiți acolo răspunsurile la multe dintre întrebările pe care mi le tot puneți. Deci la întrebări de genul nu am să răspund. Bun. Așa cum este și întrebarea respectivă, găsiți acolo răspunsul. Salut, sunt interesat de niște petarde. Foarte bine, salut. Și eu sunt interesat de multe. Găsești răspuns tot acolo. Salut, aș avea nevoie de un mic sfat pentru o baterie. Am mai folosit baterii în trecut, dar la asta pe care o am acum nu știu cum este. Este mai groasă folia care acoperă tuburile. Să dau jos folia de pe ea sau să o las așa cum este? Fie folie, fie hârtie, fie orice, partea de sus nu se dă jos de pe baterii. Are un rol, acea hârtie, acea folie, ca să, de exemplu, ca să îți dai seama dacă au zburat toate proiectilele, dacă îi dai foc, tu n-ai de unde să știi, nu cunoști bateria respectivă, nu îți dai seama dacă au zburat sau nu toate proiectilele din fiecare tub și atunci, dacă lași folia respectivă, hârtia respectivă, atunci au plecat toate, îți dai seama că au plecat toate. Dacă rămâne o parte, s-ar putea să fie probleme să nu fi plecat toate și atunci la unele baterii ai fitilele de rezervă, dai foc la fitilul de rezervă și pleacă. Deci niciodată nu se dă jos partea de sus. Mai pot intra și mizerii și alte chestii să se înfunde tubul respectiv. Deci răspunsul este nu. Niciodată nu se dă jos partea de sus. Bun, Relu, salut, aș vrea și eu un răspuns la o întrebare. Trimis și în țară produse și dacă da, un preț pentru ceva produse mai cunoscute. Mulțumesc anticipat, găsești răspuns tot acolo, unde sunt răspunsurile. Salut, salut, bălănuș sau bălănus. O chestie enervantă este aceasta pe care o vedeți aici. Îmi trimite salut cu aplicația aia sau cu chestia aia. Oricum, mesajele respective sunt la cereri de mesaje sau la mesajele filtrate sau cum sunt ele. Le citesc foarte rar, mă rog, le citesc, dau un ochi peste ele, dar sunt enervante și nu răspund la așa ceva. Salut, Radu! Salut, Adi! Iulian, tu vinzi artificii și petarde, că aș vrea să cumpăr niște petarde și artificii, nu știu de unde să... Sau dacă nu vinzi, zi-mi și mie de unde le iei tu. De pe ce site? Nu le iei, le cumperi, le iei. De pe ce site? SITE, site. În fine, nu vreau să greșesc, eu mai greșesc. Dar dacă îmi scrieți, vă rog să-mi scrieți măcar corect pentru că este enervant și eu mă grăbesc uneori și scriu și vorbesc greșit pentru că îmi vine să zic și pe altă limbă, dar încercați cât posibil să-mi scrieți corect pentru că este enervant. Și evident, dacă nu i-am răspuns în 2018, el s-a întors și în 2019. Sal, aș vrea și eu niște petale. Deci nu le cumpăr de pe niciun site, le cumpăr de la magazine specializate. Aveți răspunsul acesta la restul. Răzvan,
Te salut, Adrian. Se poate să cumpăr și eu de la tine niște bombe, vrea bombe, și mai multe cutii de petarde și niște artificii. Răspunsul știți. Salut, salut, George. Liviu. Sal, de unde iei petardele și artificiile? Te rog frumos, dăm și mie link-ul de la site, please. Deci și eu greșesc, dar mă repet, gramatică și cel mai probabil este un copil, pentru că după ce noi am răspuns în 2018, m-au adăugat în Messenger pe urmă și în 2019 i-a trimis un mesaj pe care o vedeți și voi. Numai un copil, în fine. Mihai, salut, vreau să cumpăr petarde și artificii vinzi, găsești răspuns acolo. Ryan, Pyroman, știu, sunt minor, dar vreau să îți spun că ești cel mai tare piroman, Pyroman din lume, baftă în continuare. Mulțumesc, ce să mai zic de atât, mai mult, mulțumesc. Dustin vrea să îi zic dacă știu un site care trimite produse în state, în USA, da? În Statele Unite ale Americii, după ce s-a închis bomba. Probabil se referă la bomba așa. Deci primești și astfel de mesaje. Deci unii ar vrea să cumpere din Europa chestii să fie trimise în state. Interesant. Oricum, mesajul e vechi din februarie 2019, nu știu la care rost să-i răspund. Mihai, salut, am o întrebare. Titrezul Color Fan mai este pe piață? Și mi-a pus aici un clip de pe canalul meu. Care este codul? Codul nu știu care este, dar dacă caut Color Fan, Dropix sau Triplex, sigur găsești produsul, însă produsul respectiv, așa separat, din câte știu, nu se mai fabrică. Le poți găsi în seturi de rachete cu tot felul de chestii. Deci pachete de ale de rachete cu alte chestii în pachet. Acolo am mai văzut Color Fan. Sunt chestii vechi, sigur nu se mai fabrică așa separat. Casian, hei, ce faci? Vreau să spun niște întrebări. Păi dacă doriți să mă puneți întrebări, să o puneți. Fără să mă întrebați sau să-mi ziceți că vreți să-mi puneți întrebări. Dacă aveți de întrebat ceva, întrebați. Și dacă pot, mă răspund, dar mă repet, la întrebările de genul cum sunt cele din descriere, deci la care v-am răspuns și în descriere, în clipurile respective, nu o să primiți răspuns. Așa, Emanuel, ceau, vreau să cumpăr petare marca Cobra. Le vinzi? Deci, petardele marca Cobra nu sunt petarde marca Cobra. Petardele marca Cobra sunt marca Di Blasio Elio din Italia. Deci, unii dintre voi vreți să cumpărați ceva, dar habar nu aveți ce doriți să cumpărați. Așa ca și cum mergeți la un magazin, bună ziua, vreau să cumpăr ceva. Și te întreabă vânzătorul sau vânzătoarea ce anume. Păi ceva. Deci exact așa e și faza asta. Marca Cobra. Trebuie să știi ce vrei să cumpere în prima dată. Și evident răspunsul în descriere. Andrei, salut, Adrian, scuze de deranj, un an nou fericit. Poți să te întreb de pe ce site ai luat tu? Răspunsul este acolo, nu le cumperi de pe niciun site. Le cumpăr de la magazine specializate. An nou fericit și ție, este din 1 ianuarie, imediat o să fie anul nou, 1 ianuarie 2020. Bun. Să trecem la Instagram. Salut!
Hai să-mi vizi niște petarde. I-am răspuns că nu vând. Te rog, te rog, că n-am de la cine lua și vine ziua mea și vreau să pus ceva petarde, te rog. Îmi dai, te rog, zi. Aici e așa. Pe cealaltă limbă vrei să-ți mai zic? I-am zis neposlatim, ne predavam, adică nu vând. La care copilul, pentru că după poza sigur este un copil, du-te dracu că ești nesimțit. Deci, din data ce vă zic că nu vând, de ce aș fi nesimțit? Deci, România, ce să mai zic? No comment, no comment. Pe urmă, bună ziua, pot să comand petarde de la dumneavoastră? Am 42 de ani, am 42 de ani, am. E bine? Deci, vă dați seama, are 42 de ani. Vreau petarde că tot vin în grădină porci mistre și tot face pe acolo urât. Și am mai avut și mi s-au terminat. Așa, am auzit de la un vecin de 17 ani că vindeți petarde și noaptea mă duc și fac o floare din ele și așa se sperie. Vă dați seama și voi ce 42 de ani are. Deci dacă el are 42, eu mâine mă fac preot. Bun, ca să vedeți și voi, mă mai amuz și eu din când în când pe mesajele pe care le primesc. Bună ziua, salut! Tare, pentru ce îți cumperi? Și îmi trimite aici ceva fotografii. Da, aici era o conversație veche pe care am mai șters-o, după care a revenit și îmi zice da, asta a fost pe 13 octombrie, după care pe 31 octombrie, pentru că nu i-am răspuns, vine așa, citiți voi, cu vocea aia de așa, pe tine bag, își bagă el ceva undeva, face ceva pe ceva și îmi dă și foc și așa, bă frate, deci eu nu am nicio obligație să vă răspund vouă la mesaje. Și nu sunt vlogger, nu sunt postez pe acest canal din pasiune pentru aceste produse. Ați înțeles? Indiferent că o să am 100 de vizualizări la un clip sau o să am 10.000, eu tot o să postez. Nu fac asta pentru vizualizări, cum fac vloggerii, da? Să facă bani din asta. Nu trăiesc din asta. Dacă o să ajung, Doamne ajută, să trăiesc din YouTube, cu siguranță o să postez chestii noi, o să postez, eu știu ce vreți dumneavoastră, voi, o să vă răspund și la întrebări, dar deocamdată nu am timp pentru așa ceva. Lucrez, am locuri de muncă, lucrez foarte mult și n-am timp să vă răspund la prostiile voastre. Ca să înțelegeți. Deci nu sunt un copil care vine de la școală și mă pun la calculator și am timp să butonez și să vă răspund vouă. Sunt de multe ori de la servici de dimineață până seara, pur și simplu nu am timp. Și dacă se mai întâmplă, n-am, multe le-am șters, dar mai vin astfel de mesaje, nu vă răspund și începeți să înjurați. Până atunci, frumos, te rog frumos, bună ziua, salut! Și dacă vezi că nu-ți răspund, uite că iasă la iveală omul adevărat care ești tu. Deci, nu știu care e mai ratat dintre noi doi, tu sau eu. Asta e România. N-am ce să spun mai altceva. Bun, mai departe. Care ar fi cel mai bun site de cumpărat petarde din România? Nu mă întrebați. Deci, nu mă întrebați. Nu cumpăr produse din România. N-am ce să vă răspund. Salut! Salut, mă poți ajuta cu o întrebare de unde procuri pirotehnice? Aici, bine, am înțeles ideea, am înțeles întrebare, doar că mă poți ajuta cu o întrebare. Păi, să te ajut eu cu o întrebare? Înțelegeți voi la ce vreau să ajung. Eu am înțeles întrebarea, doar că răspunsul este acolo, în descriere, în clipurile respective.
Salut, îmi poți da și mie un link de la site de unde pot comanda? N-am ce link să vă dau. Salut, frate. Păi, nu știu, frate. Chestia asta cu frate, n-am nicio treabă, dar uneori mă deranjează. Pentru că la mulți dintre cei care îmi scriu, aș putea să fiu tată. Nu frate, tată. Ați înțeles ideea? Deci, în fine, îmi poți spune și mie de unde e petare. Răspunsul este acolo în descriere. Salut, de unde pot lua petare? Nu știu. Caută pe net. Deci, ca să vedeți și voi ce întrebări primesc. Salut, salut, salut. Poți să-mi spui ce părere ai despre site-ul Ecopiro, că nu m-am mai comandat și să știu dacă e de încredere, te rog. Îmi pot spune. Aceeași întrebare o primesc destul de des, o să vedem imediat iară și vă răspund acolo. Salut, salut! Deci unde eram? Așa, salut! Salut, scuze de deranj, dar am o întrebare cu linkul de la profil. Nu merge. Da, linkul de la profil de pe Instagram momentan nu este funcțional pentru că pagina unde era site-ul, era pe un server privat. Cei care cunoașteți despre ce vorbesc, un VPS, 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 Virtual Private Server. Da, deci site-ul respectiv, baza de date s-a mutat pe alt server, iar site-ul meu, pe site-ul meu l-au uitat pe serverul vechi și s-a șters totul. Deci s-a pierdut totul. Când o să am timp, o să refac site-ul. Bineînțeles, link-ul rămâne aceeași, de aceea am și lăsat acolo, pentru că dacă o să devină din nou activ, funcțional, o să găsiți acolo, sub link-ul respectiv, site-ul. Deci, a fost o întrebare comună care mi s-a pus de câteva ori, bineînțeles, nu o să pun aici de fiecare dată întrebările, pentru că o să mai vină și alte clipuri cu cum este acest clip ca să vă răspund. Bună, mă puteți ajuta cu ceva? Aș dori să aflu ce categorie este Piratca de la Tropic și bateria Alibaba de la Farfetch. Piratca de la Tropic, ai zis-o tu. Mergi frumos pe tropic.eu și găsești acolo produsul respectiv categoria. Mă repet, nu vă așteptați să vă răspund eu la întrebări. Există YouTube, există Google, căutați ceea ce căutați. Deci căutați acolo răspunsurile la care așteptați răspuns de la mine. La fel, bateria Alibaba de la Fireshow. Păi intre pe site la Fireshow și scrie categoria, mi se pare acolo, nu? Indiferent, dacă vorbim de bateria, în România este ilegal, pentru că toate bateriile pleacă de la F2 în sus. F2, F3, F4. Simplu. Salutare, tot respectul pentru munca depusă, aș avea nevoie de o părere din partea ta, se merită petardele Nebelschlag de la Funke. 60 de lei, 10 bucăți, se aud bine. Păi la fel, deci produsele pe care le testez pe canal pot să dau cu părerea. În rest, când nu găsiți ceva, mă repet, nu așteptați să vă răspund eu, pentru că nu am timp, pur și simplu. Nu că nu vreau, nu am timp să stau să vă răspund. Găsiți pe YouTube, cauți ceva, sunt pe YouTube o grămadă de clipuri cu produsele pe care le căutați. Deci sper să mă înțelegeți, căutați și nu așteptați să vă răspund eu. Salut! De unde pot procura Delova rană de la Profi în România? Păi vezi, încearcă la Profi în România. Profi România. Și în magazinele alea sau supermarketuri sau hiper... Nu, supermarket, nu? Este supermarket Profi în România.
Vezi, poate au ei. Marca este, ca să lăsăm gluma deoparte, pentru că probabil este un copil care habar nu are ce este produsul respectiv. Marca este Piro Moravia, iar Delovarana Profi este produsul, așa cum Piccolo sau Corsars sau așa mai departe, sau FS3 este numele produsului, iar marca este Piro Moravia. Deci, Dani, Dănuț, vezi la Profi România. Bun, salut, Mane. Salut, Mane, poți te rog eu mult să-mi spui de unde ai luat petardele chinezești pe care le-ai bubuit azi pe data de 2 decembrie? Baftă în continuare, te susțin, mulțumesc, Radu, mă gândesc, Radu, codiță, Radu, ce pot să spun și ție, cum a spus-o, este în descriere răspunsul. Nu cumpăr de pe site-uri, le cumpăr de la magazine specializate, pentru că aici sunt legale. Deci e foarte simplu să vă uitați în descriere la clipuri și să vă uitați acolo. Salut, ai de vânzare? Aici cum apare și pe Facebook aceeași întrebări. Salut, vrea și unchiul meu să vadă prețurile. Prețurile la ce? Google. Vrei prețuri? Caută în Google. Sau unchiul tău, mă rog. Salut, te urmăresc pe YouTube. Salut, mersi. Bună ziua, de unde pot cumpăra Cobra 6? De la mine nu. Nu știu. Salut, mă poți ajuta că vreau să-mi iau petări și nu știu dacă site-ul e fake. Te rog, mă poți ajuta? Please. Păi, dacă nu-mi spui despre ce site este vorba, cum aș putea să te ajut? Mă salut, scrii site-ul și o să dau cu părerea. Deci îmi scrieți, dar nu-mi ziceți ce vreți. Aceeași chestie, adică... Salut, de unde faci comandă de petarde? Vinzi? Am răspuns la ambele întrebări în descriere. Salut, Pyroman, aș avea și eu o întrebare. Dacă aș cumpăra petarde din Germania, le pot aduce în țară. Dar nu petarde F3, F4, așa din astea gen vulcănași, stroboscope. Păi nu este problema că nu le poți aduce. Chiar dacă sunt F1, da? Chestii care sunt legale și la noi. Tu la graniță, dacă ești prins cu ele, tu faci import de produse pirotehnice. Deci import ilegal de produse pirotehnice. Și vameșii nu se uită dacă sunt F1. Da? F1 care sunt legale la noi, de exemplu. Deci ei nu văd acolo F1. Ei văd doar că sunt produse pirotehnice. Deci automat faci import de un produs ilegal. De ceva ilegal, cum sunt și alte chestii, da? Țigările ucrainene care se aduc la noi în țară. Deci faci un import de un produs ilegal. Acum, eu nu o să dau sfaturi la nimeni pe treaba asta, ce să facă și cum să facă, doar atât vă spun să aveți grijă. Salut, ai de vânzare? Salut, ai petare de vânzare? Salut, tu și vin sau? Deci, salut, Poco, pot comanda petare de la tine. Foarte multe întrebări, cu toate că răspunsul este acolo în descriere la clipuri. Salut, am și eu o întrebare. Site-ul Ecopiro e ok? Adică știi ceva de el? Da, v-am spus mai devreme că o să revină întrebarea asta. Nu mă mai întrebați. Tot ce se cumpără online din străinătate și ajunge în România se vinde și ajunge ilegală, da? Pentru că degeaba avem noi o lege europeană, da? Și sunt legale în Europa, în alte țări, în România sunt interzise. Iar produsele pirotehnice nu ar avea voie ce căuta la curier, da? Pentru că mă gândesc că ajung în România cu ceva curierat. Produsele pirotehnice se pot transporta cu
cum îi zice la chestia, cu transport ADR, da? Găsiți clip pe acest canal cu legea pirotehniei, respectiv acolo aveți, găsiți pe Google site-ul ce scrie în lege. Deci, și foarte mulți dintre copii, copiii ăștia copaci, și o să vă supărați, o să dați dislike, nu vă mai uitați, dar mă repet, nu fac asta pentru vizualizări. Lăsați în comentarii linkul cu site-ul respectiv. Deci, mă repet, comentariile ce conțin linkuri de la diverse Facebook-uri, site-uri și așa mai departe, în afară de producători, gen Fire Show. Nu mă deranjează dacă lăsați acolo Fire Show, da? Este un producător care, pe care îl avem în România. Sau, cum îl numesc, Le Baron, da? Nu mă deranjează. Sau Pirotim, sau mai sunt. Nu mă deranjează. Însă, tot ce este reclamă, se șterge. Iar dacă face spam, cu linkurile respective o să primi și bloc, pur și simplu. Pentru că nu mă interesează vizualizările pe acest canal. Mă interesează să am oameni pasionați care să uită la aceste clipuri. Bun, deci n-am ce să spun de site-ul respectiv. Am spus-o, tot ce ajunge în România ajunge ilegal. Iar site-ul respectiv, părerea mea, este că o să ajungă poate chiar curând unde a ajuns și Bomba Shop. Pentru că nu e ok ce face. În fine. Așa, fără să salute, fără să nimic, unii dintre voi trimiteți fotografii din start, fără salut, fără bună ziua. O altă chestie ce mă mai deranjează este asta. Fără să salutați, fără să ziceți bună ziua, salut, nimic, îmi scrieți, îmi trimiteți și îmi trimite fotografie un copil, evident. Și, surpriză, asta este fotografia. Bun, ce să zic la asta? Adică, da, de multe ori nici nu mai deschid acele atașamente, fotografiile, pentru că trebuie să-i dau accept la mesaj. Am avut surprize să primesc chestii dubioase. Pur și simplu. Nu deschid. Salut, îmi zici ce dorești, îmi zici ce vrei sau ce mi-ai trimis. Și atunci poate o să deschid, dar așa n-o să mă vedeți pe mine să deschid mesaje. Sau decât foarte rar. Din întâmplare mă plictisesc poate la servici. Deschid Instagram-ul și mai deschid pozele. Ce să zic la așa ceva? Salut, ești foarte tare. Mulțumesc, Radu. Bună, salut. Salut, bro. Sunt un abonat de al tău. Așa, cred că mă știi că mi-ai răspuns la comentariu. Îți pot pune câteva întrebări. Credeți-mă, n-am cum să vă rețin pe toți. Pe toți cei la care vă răspund la comentarii. Și dacă mă întreb dacă poți să-mi pui câteva întrebări. Păi dacă n-ai pus întrebările, nu mă mai întreba. Deci, vă rog eu, dacă aveți întrebat întrebări, dacă aveți întrebat ceva, să mă întrebați. Să nu așteptați să vă dau aprobarea să mă întrebați. Dacă sunt întrebări la care pot să vă răspund, vă răspund. Dar nu cele comune la care găsiți răspuns în descriere și mă repet, nu știu câte ori. Da? Bun, cam asta a fost. O să mai fac astfel de clipuri dacă doriți. Dar mă repet, cel mai important, descrierea la clipuri, să nu uitați, găsiți acolo răspunsul la întrebări. La restul întrebărilor am să vă răspund. Cum am timp și nu este nevoie să veniți cu înjurături dacă nu vă răspund. Bun. Toate cele bune. Pa, pa. S-a lungit clipul respectiv. Clipul acesta. Ne auzim. Pa, pa.